Slăvit să fie Domnul! Amin. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Citim câteva versete din Cartea 1 Petru, capitolul 4. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bajocoresc, dar au să dea socoteala înaintea celui ce este gata să judece vii și morți, că tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile și folosesc același termen ca și aseară. Mi s-a sugerat ca în seara asta să avem un cuvânt de învățătură din versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, vegheați în vederea rugăciunii. Mi-am propus, am convenit cu frații, ca să am un cuvânt de învățătură în prima parte despre veghere și după ce vom cânta, ne vom ruga, voi avea o a doua parte strict despre rugăciune. Aș vrea să începem prima parte prin a vă îndemna la o cursă a înarmărilor. Trăim vremurile care le vedem, ce în Ucraina, ce în Orient, ce în Africa, ce se întâmplă în lume. Toate națiunile Pământului sunt într-o cursă nebunească a înarmărilor. Apostolul Petru vine și ne recomandă același lucru și ne spune să ne înarmăm și noi. Știți cu ce? Cu gândul. Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Gândul este o armă teribilă. Și gândul e lângă tine. Nu trebuie să faci investiții foarte mari. Nu se investește nu știu cât din PIB-ul țării ca să-ți faci rost de gânduri. Dar doresc ca Domnul să ne dea gânduri bune și gânduri de la El. Care sunt gândurile acestea, ne sugerează textul. Primul gând cu care trebuie să ne înarmăm și vouă nu o să vă placă, este gândul suferinței. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup. Voi sunteți tineri. Vă gândiți la școală, la profesie, la căsătorie, la o casă, la o mașină, la viața care vă stă înainte. Nu vă place gândul suferinței, dar ca unul care a trecut prin viață și toate etapele acestea, Dumnezeu îngăduie peste copiii săi și suferința. Veți întâmpina suferință și la școală, și ironii, și nedreptăți, veți întâmpina suferință și la serviciu, veți întâmpina destule suferință și în cadrul căsniciei, că se pare suferința este o metodă de desăvârșire a sfinților. Se cuvenea, spune în Evrei, dar ca acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia desăvârșirilor. Adică, Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, în partea lui umană a fost necesar să fie desăvârșit prin suferință. Pentru că noi tranzităm, eu prin Bucovina, voi în Spania și alții pe pământul acesta. Ținta noastră,
Finalul nostru nu e în Spania. Noi ne-am pornit spre o cetate despre care spunea în Evrei că a văzut Avram de departe că are temeliile tare, a cărui meșter și zânditor e Iisus Hristos. Acolo e finalitatea noastră. Noi nu suntem pentru pământ. De aceea, ca să ajungem acolo, Domnul îngăduie peste noi și suferința. Suferința are rolul ei, are rostul ei. În suferință te cunoști cel mai bine pe tine și în încercare. Noi avem păreri grozave câteodată despre noi, dar în suferință abia vedem cine suntem noi. În suferință, în încercări, îl cunoști mai bine pe Dumnezeu. Ai experiență cu Dumnezeu. Și suferința te califică pentru slujire. Deci primul gând cu care ne înarmăm cu gândul suferinței. Vreți să spuneți amin? Amin! Nu vă place. Al doilea gând, e gândul sfințirii. Cel care a pătimit în trup, a sfârșit-o cu păcatul. Noi trebuie să avem în mintea noastră, în inima noastră, gândul acesta. Unde ne-a așezat Dumnezeu? Aici în Spania sau unde o să mai călătoriți voi? Noi trebuie să avem gândul sfințirii. Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți. Scriptura spune, fiți sfinți, pentru că El este sfânt. Să ne ajute Domnul. Avem gândul slujire. 4:10. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea care i-a dat-o Dumnezeu. Ca în toate, Dumnezeu să fie slujit. Voi sunteți tineri. Dar trebuie să vă obișnuiți cu slujirea. Nu-i nimeni prea tânăr ca să slujească. Samuel era un copil care încă era destul de mic când Domnul i s-a descoperit. Nu sunteți prea tineri. Spune că eu sunt prea tânăr, nu pot face nimic. Așa cum sunteți, puteți face. Înarmați-vă cu gândul că trebuie să slujiți lui Dumnezeu. Amin. Și încă un gând care nu vă place. E versetul 7 care mi-a fost sugerat pentru seara aceasta. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Înarmați-vă cu gândul sfârșitului. Dragi copii, când Dumnezeu mâniat pe pământ a trimis potopul, acolo erau și bătrâni, și tineri, și erau și copii. Când peste Sodoma, Gomora, Adma și Țeboinu a plouat foc și pucioasă, acolo erau vârste diferite. Când va veni Hristos pe nori, la vremea sfârșitului, societatea va fi ca acum. Vor fi și bătrâni, și tineri, și copii. Nu știm când vine. Știm numai că e aproape. S-ar putea ca unii din voi să prindeți sfârșitul, să prindeți răpirea, marele eveniment. De aceea ne înarmăm și cu gândul acesta. În Iacob 4:13 spunea, ascultați voi care ziceți, la anul mă duc în cutare lucru, fac cutare lucruri și voi câștiga. Voi ar trebui să spuneți, dacă Domnul voiește. Deci noi facem școală, dacă Domnul voiește. Ne mărităm și ne însurăm, dacă Domnul voiește. Pentru că oricând e posibil să vină sfârșitul. Și acum, cu privire la sfârșit, vine Apostolul Petru și ne spune, dacă tot vine sfârșitul tuturor lucrurilor, voi ce trebuie să faceți? Să vegheați. Adică să fim foarte atenți, că vine sfârșitul. Asta înseamnă a veghea, a fi atent. Ezra spunea caravanii ce mergea spre Ierusalim, fiți cu ochii în patru, Dumnezeu să ne ajute. Când vorbim de veghere, o întâlnim la trei nivele diferite. Primul nivel e vegherea personală. Psalmul 39. Ziceam, voi veghea asupra căii mele. Fiecare trebuie să vegheze asupra lui însuși. A doua treaptă, când veghem unii asupra altuia, cum scrie în Evrei 10:24, vegheați unii asupra altora, ca să vă îndemnați la dragoste și la fapte bune.
Dar vegherea aceasta nu întotdeauna are responsabilitate. Eu veghez asupra voastră, vă dau un îndemn, ne îndemnăm. Măi, nu preveniți joia la adunare. Nu te-am văzut de mult la adunare. Am dreptul să mă uit la tine și să spun, hai, vine la adunare. E dreptul meu. Măi, îmbrăcați-vă cuvincios. Măi, vorbiți frumos, măi. Măi, fiți mai sinceri în umblările voastre. Eu mă uit și veghez ca să ne îndemnăm. Dar pe a treia treaptă de veghere sunt oameni care au responsabilități. În Maleahii, capitolul 2, versetul 12, Dumnezeu se supără pe o categorie de oameni care veghează și răspunde. Deci eu nu răspund de voi. Eu răspund pentru predica mea din seara asta și plec și abia aștept să plec acasă. Ei, dar aici sunt oameni care răspund. Ei veghează și răspund. Cine sunt aceștia? Evrei, capitolul 13, versetul 17. Ascultați de mai mari voștri și fiți resupuși ca unii care priveghează asupra sufletelor voastre și care au să dea socoteală, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, că așa ceva nu ar fi de niciun folos. Deci când vorbim de veghere, veghere la nivel personal, eu îmi văd atent la viața mea. Veghere unii asupra altora, dar numai ne îndemnăm la dragoste și fapte bune. Și veghere cu responsabilitate. Oameni care vor da socoteala. De aceea spunea cartea Evrei, ascultați-le și fiți-le supuși. Dumnezeu să ne dea pricepere. Unii am constatat, că eu m-am îmbătrânit acum pe băncile adunării, unii am constatat că nu prea se suie pe prima treaptă, să vegheze asupra lui, asupra casă lui, el la a doua, la a treia, el veghează asupra altora. Ce-a făcut păstorul, cum a cântat cântărețul, prorocia, dacă a fost bună sau nu a fost bună, eu știu cine e el și tot comentează, dar el nu e atent la el. Spune Domnul Iisus în Matei, fățarnicule, uită-te la bârna din ochiul tău și apoi la paiul din ochiul aproape lui. Mulți au tendința asta de a veghea asupra altora, dar nu veghează asupra lor. Domnul să le dea ei pricepere. Acum, față de evenimentul acesta din versetul 7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, Biblia vine și ne cheamă să fim veghetori. Eu am încercat să definez câteva domenii în care trebuie să fim foarte atenți. Și avem în Sfânta Scriptură un capitol care aduce cinste unei femei, foarte bună femeia asta. Îi drept capitolul scris de o soacră. O soacră scrie cam cum ar vrea ea să fie o noră. E Proverbii 31, capitolul. Dar în versetul 27 spune așa, femeia asta grozavă, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Eu am spus, e domeniu, generalizăm într-un fel, spunem domeniu administrativ. Voi sunteți familii tinere, cu copii mulți și copii mici. Și eu am avut copii la vremea mea. Mai am, dar a mei sunt mai mari. Altfel de veghere, alte probleme avem noi acum. Măi, ai 3-4 copii așa zdiuți, tot cu ochii pe dânsul. Stai, unde ești, măi? Unde ești? Asta e treaba părinților, să vegheze asupra celor ce se întâmplă în casa ei. Că numai un pic nu ești atent și vezi câte tragedii se întâmplă. Deci primul domeniu în care trebuie să fim foarte atenți și ne consumăm multă energie în administrația de familie. Și nu suntem numai atenți la copii, suntem atenți și la cheltuieli, că voi faceți banii greu. Eu știu că lucrați greu. Eu am ieșit la pensie de 10 ani de zile, sunt pensionar, că, repet, sunt bătrân, dar voi faceți greu banii. Dacă nu sunteți atenți, îi cheltuiți foarte repede. Repede îi cheltuiți. Dar o femeie înțeleaptă, un bărbat înțelept, veghează asupra celor ce se întâmplă în casa lor.
Domnul să vă dea priceperea asta. Asupra diferitelor evenimente, ai musafir, te duci tu în vizită, faci o programare, întotdeauna trebuie să fii foarte atent, să fii vegheator. Să ne ajute Domnul. Un al doilea domeniu în care trebuie să fim vegheator este domeniul obligațiilor. Din Deuteronom, acolo, cât 4:23 parcă spune acolo, vegheați, aduceți-vă aminte de legământul făcut cu Domnul. Legământul implică o responsabilitate întotdeauna. Eu am făcut legământ cu Domnul prin botezul în apă acum 40 mult de ani. Și am făcut un legământ cu nevastă, mai tot acum aproape 40, dar pe aproape. Legămintele astea implică niște obligații, nu? Ori eu trebuie să fiu atent la obligațiile acestea. Vegheați asupra voastră să nu-i dați uitării legământul. Dacă îmi permiteți o paranteză mică, am povestit întâmplarea asta. La noi, la adunare, era o binecuvântare de copii și neanunțat a venit un bătrân. S-a așezat în spate, m-am dus la el, pacea Domnului, pacea Domnului, cine-i fratele? Ilie Panțiru, de unde? Din Prisăcăreni. Prisăcăreni, Ucraina, zona ocupată. Mă, tare putea să dai un îndemn, avem binecuvântare de copii. Mă, nu de asta am venit, dar dacă vrem, oameni buni. Eu m-am auzit multe predici, am predicat mult. Predica la omul ăsta eu n-am auzit. În 5 minute plângea tot adunarea. Nu spunea cine știe ce. Eu am predică pe puncte, n-am schiță, de le-am în cap. Ăsta n-avea pe puncte. Domnule, în 5 minute nu mai găsăm bătiste. Și printre altele, ne-a povestit că el, la 2 săptămâni după ce s-a însurat, a venit noaptea ca ghebiștii, lua nevasta din pat și i-a dus în Siberia. Era pe tabel cu pocăiță. Și el a spus, dar și eu sunt pocăit. Că era pocăit. S-a uitat pe tabel, nu ești. Când a plecat camionul, că i-a pus în camion, când a plecat camionul, nevastă, a spus, Ilie, dă-mi niște haine groase, știu că ne duci în Siberia. El era într-un capoțel, așa a luat-o. Și a luat o haină groasă, nu l-a lăsat, a pus un pietroi și a aruncat-o în mașină. Și când a plecat camionul, s-a prins de mașină, l-a lovit până a căzut. Și el cu cumnatul lui spune, un an de zile am lucrat cu ziua prin sat ca să strâng bani și să mă duc în Siberia. Și spune oamenii bătrâni, băi băieți, băi, nu știu că avea 20 de ani. Voi știți unde e Siberia? Bă, dar nu mai sunt femei în sat? Și el a spus, nu, eu am legământ făcut cu una în fața lui Dumnezeu. Și după multă vreme s-au dus, s-au văzut, au avut 8 copii, primul a murit, cu 7 au venit înapoi în Basarabia, apoi au venit împreună cu soția, nu în Basarabia, în Ucraina, că ei aparțin de Ucraina, Prisăcăreni. Au fost la mine împreună cu soția. Dar eu m-am gândit, de ce unii uită așa de ușor de legământ? De ce apar atâtea divorțuri la pocăiță? Divorțuri și recăsătorii. Și apoi eu umblu mult și mulți vin să le dau deslegare. Frate dragul, dacă ai ști cine e și ce-a făcut, băi, stai, că nu mă... Așa. De ce apar astea? Pentru că n-au vegheat și au uitat legământul care l-au făcut. Legământ cu Dumnezeu. Eu am spus, am avut ocazie de 1000 de ori să calc legământul. Cât am umblat toată lumea asta, nu l-am calcat niciodată, că nu m-a lăsat Duhul Sfânt. Și de fiecare dată mi-a spus, ai un legământ cu nevasta, ai un legământ cu Dumnezeu. Și mulțumesc Domnului pentru asta. Vegheați asupra legământului. Asupra obligațiilor pe care le aveți. Față de societate sunteți mai atenți. Că de nu plătești impozitul și chiria, au ei grijă să-ți aducă aminte. Dar față de biserică suntem restanțieri, noi avem niște obligații când venim la adunare. Nu numai drepturi, avem drepturi și obligații. Și de multe ori cerșim drepturile. Frate, dați membru, dar ca obligație, una din obligații, dacă vreți, de bun simț, e prezența la adunare. Și de câte ori nu suntem atenți la asta? Deci când vedem al doilea domeniu, e domeniul legămintelor pe care le-am făcut. Și mai ales obligațiile care le avem față de Dumnezeu. Deci în așteptarea revenirii Domnului Iisus, față de evenimentul ăsta care curmă toate evenimentele, întâmplarea asta
pune capăt la toate întâmplările de pământ, venirea Domnului, sfârșitul tuturor lucrurilor. Eu trebuie să fiu foarte atent asupra administrației, că trăim în firea pământească, avem casa, cine nu îngrijește de-a lui e mai rău ca un necredincios, da? Deci avem grijă mare, vedem aici, asupra obligațiilor care le avem și asupra evenimentelor, să fim atenți. Matei 24:42, parcă. Vegheați că nu știți ziua în care va veni Fiul omului. Acum eu nu vă îndemn chiar să stați numai la știri cu telecomanda în mână, că asta o faceți și vi drag să o faceți câteodată. În seminția lui Israel era Isahar, care avea o binecuvântare deosebită. Înțelegeau vremurile care le trăiau și ce trebuia să facă poporul. Era o binecuvântare de la Domnul, era un dar dat lor. Noi suntem atenți la evenimentele care se întâmplă. Corelăm viața noastră cu ceea ce se întâmplă. Dar cel mai mare eveniment, și la ăsta revin, este evenimentul revenirii pe nori a Domnului Iisus Hristos. Noi ăsta așteptăm. E o cântare, nu bombe așteptăm, nici anul 2000. Nu astea. Astea vin, pandemii, se preconizează diferite crize alimentare, războaie, vești de războaie. Dar cel mai mare eveniment e venirea pe nori a Domnului Iisus Hristos. Pentru aceasta trebuie să ne pregătim. Aici să fim atenți, da? Deci când vorbim de veghere, domeniul administrațiilor în lucrurile materiale, domeniul obligațiilor, a legămintelor făcute și în domeniul evenimentelor care se întâmplă. Să fim atenți aici, la asta ne cheamă Domnul și Domnul să ne dea pricepere la tot. Acum noi ne pregătim pentru evenimentul ăsta, ne pregătim și iarăși ne pregătim printr-o atenție și veghere mare. Spune parcă în cartea Iosua 23:11, vegheați ca să iubiți pe Domnul. Atenție la sentimentele care le aveți. În așteptarea revenirii Domnului Iisus, trebuie să fiți plini de dorința asta. Noi nu așteptăm cu teamă revenirea Domnului. Nu, nu. Noi o așteptăm cu bucurie. Când un băiet logodește cu o fată, unul în Spania și fata în România, și se înțeleg tare bine și merg să întâlnească, tare să teme băietul acela? Da, mai sunt băieți care se tem. Vă spun o întâmplare. O soră îl tot suna pe fratele Axântie Octavian. Frate, roagă-te pentru mine, roagă-te pentru mine. Plângea, măi, s-a rugat. Frate, ai avut ceva? Îi mai spunea. Atâta l-a năcăjit, nu-i spune, nu-i mai răspund la copchila asta. Nu știe, e măritat, nu-i măritat, ci cu dânsa. Nu-i mai răspuns. La vreo lună iar o sună. Hai mai să-i răspund. Te-ai săturat de mine, nu mai vrei să mai vorbești cu mine, roagă-te pentru mine. Hai mă că mă duc și mă rog. Și arată Domnul că de departe venea un băiet până în România ca să întâlnească cu ea. Și când venea în România, nu se mai ducea până la Cluj. La Timișoara se întorce înapoi, de vreo 3 ori. Și îi spune, măi, soră, nu știu, ești bătrână, tânără, măritată, că nu te-am întrebat. Uite, mi-a arătat Domnul. Este o persoană tânără care vine înspre tine ca să întâlnească cu tine, dar se teme și fuge înapoi. Și ea începe, așa-i, frate, am un băiet grăiesc de câțiva ani, tot punem nunt, ne înțelegem la telefon, când vine în țară, nu mai ajunge la mine, că ce facem noi după ce ne căsătorim? Dar unde suntem? Dar ce mâncăm? Și pleacă înapoi, de la Timișoara se duce înapoi. Și a spus băietul ăsta că el te cunoaște pe matale. Și el spune, băi, dacă mă cunoaște, spune că toți care s-au căsătorit au murit de foame. Toți au murit de foame, mai este câte unul care stă pe sub poduri, stă așa ca copiii care fug de la școală, când eram în vremea mea așa. Și fata i-a spus, n-a, a spus fratele Octavian că toți au murit de foame. Mă, a venit a 4-a oară, s-a dus și a făcut nuntă.
Eu a dispărut teama asta deodată. N-a spunea Octav, dar după ce s-a maritat, nu a mai sunat. Am auzit că a făcut nuntă. Sunt și băieți care se tem. Îi prin 30-40 de ani, tu știi ce greu e însurat? Dar voi de unde știți că e greu? Dar n-ați fost niciodată. Nu? Fete care se tem să mărite, sau voi vreți să vă măritați? Care vrea să mărite, să ridice mâna. Nu vrea niciuna, na. Bun. Hai să revenim. Deci, în așteptarea revenirii Domnului Iisus, e domeniul ăsta a evenimentelor care se petrec. Cel mai mare eveniment e revenirea Domnului. Aici trebuie să vedem asupra sentimentelor. Vegheați ca să-L iubiți pe Domnul. Așa mă rog ca Domnul să vă dea dragoste de El. Odată cineva vorbea despre Hristos și spunea, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul-i turna pe buzele tale. Războinic viteaz, uit în carul tău de biruință, fii biruitor. Apăr adevărul, blândețea, neprihănirea, dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Cel mai frumos e Hristos. Logonnicul ideal, perfect pentru fiecare, e Domnul Iisus Hristos. El e mirele, noi suntem mireața. Ne temem că o să vină după noi? Sau îl așteptăm? Sau îl iubim? Vegheați ca să iubiți pe Domnul. Doamne ajută-ne la asta. 2 Cronici 19 cu 7. Vegheați asupra faptelor voastre. Trebuie veghere și aici. Că degeaba noi îl iubim pe Domnul dacă îl tăgăduim cu faptele. Din gură, Doamne, te iubesc, dar faptic suntem departe de realitate. Vegheați asupra faptelor, asupra gândurilor, asupra vorbelor, asupra gesturilor, asupra tot ceea ce faceți. Vegheați. Și vegheați asupra relațiilor voastre. Aminteam din Evrei 10:24, mai spun și Evrei 12:16. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vădut dreptul de întâi născut. Acum, vechează să nu fii tu curvar. Vechează să nu fii tu lumesc. Bineînțeles, ne relaționăm cu alți tineri. Atenție! 1 Corinteni 15:33. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Aveți grijă la anturaj, dragii mei. Aveți grijă la prieteniile care le aveți. Nu legați prietenii cu toți derbedeii fetelor. Nu legați prietenii cu ăștia. Că ei se pocăiesc, că ei... Eu aveam odată un băiat în sat, eu vineam la o evangelizare târziu. Și el era la ocazie, la ieșirea din Suceava, îl văd, bă, ăsta e... Opresc, de unde vii, frate Dragoș? De la o evangelizare. Dar tu? Tot de la o evangelizare. Zic, dar unde a fost? Eu nu știam în zonă. Nu, am o fată pe care o evangelizează, e nipocăită și vin de la dânsă. Băi, băiete, bagă-ți mințele în cap, măi. Bagă-ți mințele în cap că nu te atragă. Până la urmă, băiatul ăla s-a căsătorit în adunare, e membru în comitetul adunării, predicator. Un băiat de la noi vorbea cu o fată nepocăită și i-a spus, măi, spun ca părinții lui Cuia, lui Samson, dar nu sunt fete la noi așa de frumoasă. Zic că tata, asta o luat locul 1 la olimpiadă, la limba română. Face niște poezii și scrie. Măi, ți-a scrie niște poezii tătă viața, de le spui plângând. Până la urmă m-au ascultat, s-o căsători bine, au familie. Nu legați prietenii așa de ușor cu necredincioși. Că ce legătură îi între lumină și întuneric, între Hristos și Belial, între păcat și neprihănire. Acum nu suntem sălbatici. Noi încercăm să evangelizăm, avem o relaționare bună, dar nu legați mai ales prietenii intime, că astea vă distrug. Deci noi vedem și asupra relațiilor pe care le avem cu ceilalți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Hai să încercăm să văd dacă știu ce am vrut să predic. Ne înarmăm
cu gândul suferinței, gândul sfințirii, gândul slujirii și gândul finalului. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. În privința asta, deosebim câteva domenii în care trebuie să vedem. Al administrației, le știți? Eu le-am uitat. Da? Care? Cineva le-a scris acolo, soră, da? Al obligațiilor, da? Și mai care? Al evenimentelor. Aici suntem foarte atenți în astea trei pătrățele. Să vegem și să fim atenți. Atenți la sentimente, la fapte și la relații. Până aici e bun? Spunem amin până aici? Amin. Eu nu întreb amin, că am fost corectat. Eu am văzut la unii predicatori că predică și spun amin și câte adunare, amin. Și mi-a plăcut și mie. Și am început și eu așa, amin, amin. Și mă duc în Corjeuț, aseară frații din Corjeuț au fost la noi, la adunare, din Basarabia. Și predică, amin, amin. Mă oprește un bătrân și spune, măi drăgușel, mă, tu cunoști Biblia, eu n-am smerit, așa cât mi-a dat Domnul. Măi, unde ai găsit tu amin cu semnul întrebării în Biblie? Eu zic, n-am găsit. Și tu de ce tot pui semnul întrebării la amin? Sună mai frumos, îi provoacă adunarea, dar încă n-am găsit. De aceea eu spun, Domnul să ne binecuvinteze, amin. Amin. Și spunem amin, da? Amin. Mai am o întâmplare, hai să vă spun. Chindri și Iacobuț, l-a chemat Domnul casă la 54 de ani, prieten bun, cu o seară înainte le-am vizitat, cu duminică înainte a fost, era proroc, cântăreț. Noaptea a făcut stop cardiac. La dâns în Cașvana, un frate are un vis. Se făcea că era la adunare și a venit un înger și îi împărțea hârtii la toți. Și fiecare citea curios. Ăsta citește? Nimic, hârtia albă. Spune, băi, la voi ce scrie hârtii? Și unul spune, scrie aminul care îl spunem la slujbă. Iar se uite la unul jumătate de foaie, la unul, la dânsul nimica. El era foarte rațional, nu o spunea amin așa, mai pasiv, mai somnoros. Vine duminică dimineața, iese conducătorul, spune, slăvit să fie Domnul. Adunare atât, amin, el amin, amin, amin. Ăștia-l știu eu, binecuvântat să fie Domnul, tăți amin, 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 amin. Unul întreabă, bă, ce cu tine? El spune, bă, uite ce am misat, că a venit un înger și tot am mâine scris aici. Bă, poate vă ajung și eu din urmă. Voi spuneți amin? Amin. Când trebuie. 2 Corinteni 1:20. Aminul care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Voi nu spuneți, nu facem galerii la predicator, eu sunt împotriva aplauzelor. Nici când aterizează avionul pe piste și aplaudă tot, eu am învățat că n-am voie. Și nici aceia care aplaudă, cântă unul frumos, aplaudăm pentru Domnul. Măi, lasă-mă, stați cu minte. Noi spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Bun. Cea mai eficientă metodă de pregătire și de veghere este vegherea în rugăciune. Vegherea. Vegheați în vederea rugăciunii. Am un gând scurt de aici, spun amin și apoi cântăm, ne rugăm și dacă îngădui Domnul, mai continui. În rugăciune, destinatar, pentru cine ne rugăm? Efeseni 6:18. Faceți prin Duhul tot felul de rugăciuni, vegheați aceasta cu toată stăruința, dar și pentru mine, versetul 19, rugați-vă pentru toți oamenii, Timotei, capitolul 2, ne rugăm pentru toți oamenii. Avem și liste speciale cu rugăciuni. Eu unul am. Am oameni pentru care mă rog de ani de zile. Am mai întâlnit un performer aici în Spania, nu știu unde, sau cred că știu, dacă nu la Rocheta. Eram cu Axinti, cu Octavian, și acolo este un frate, Petrică Tivda. E paralizat, stă în scaun cu rotire. El din mare genea de loc, de lângă Rădăuț. Și dacă stă în scaun, el se roagă mult pentru alții. Și lui tare i-a plăcut de Octavian și la urmă îi spune, frate Octavian, te-am pus pe lista mea de rugăciune, deschide caietul, ești la numărul 700 și nu știu cât. Așa aveai un tabel.
Și Octav îi spune, măi, dacă suntem prieteni, moare unul dinainte, mă bage o leacă mai în față și pe mine. Nu, frate, eu pentru ăștia, pentru toți mă rog. Și eu cred că îl știu din tinerețe pe omul ăsta. E mai în vârstă ca mine. Voi câți aveți pe lista de rugăciune? Suntem egoiști. Pentru mine, pentru mama, pentru tata, pentru servici, pentru prietenă, dacă ai prietenă, și cam atât. Bă, dar pentru păstor vă rugați? Da, pentru proroci, da, pentru cântăreți, da, pentru nemântuiți, da, pentru vrășmașii voștri. Vă rugați? Când vorbim de rugăciune, noi trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii. Cum ne rugăm? Atenți! Psalmul 50:23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și cine veghează asupra căii lui, îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Ne rugăm cu o atitudine mulțumitoare. Nu predic despre mulțumire. Spun bătrânii noștri că așa bine ca acum n-am trăit niciodată. Eu știu cum erau satele noastre când nu aveam curent, când făceam treaba la grajd cu felinar și temele le făceam cu lampă, că nu era curent și nu era asfalt. Așa era. Știu cum erau cătunele noastre, cum erau satele, cum era mâncarea când mama făcea sâmbăta mălai, un fel de prăjitură din așa, și văd ce mâncați voi acum. Dar nemulțumirii ca acum cred că nu a fost niciodată. Voi n-ați prins greu, n-ați prins să stați la rând ceasuri întregi. În vremea lui Ceaușescu, când vedeai o coadă lungă, un rând, te așezai, după aia întrebai, dar ce se dă aici? Te așezai să prinzi rând. Voi trăiți foarte bine. De ce nu aduceți mulțumiri ca jertfă? De ce nu ne rugăm cu atitudine de mulțumire? Domnul să ne dea așa asta. Deci când ne rugăm, ne rugăm cu mulțumire, Iacob 5:15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Rugăciune cu credință. Domnul să ne mărească credința. Amin. Și în rugăciunea care o veți face, să aveți credință. Că cine se apropie de El, Evrei 11:6, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl cheamă. Dă-i-vă, Domnul, credință la toți. Și rezultatele se văd automat. Spune în Luca 21:36, dar voi rugați-vă ca să aveți putere și să rămâneți în picioare când se vor întâmpla toate aceste lucruri. O metodă de accesare a puterii lui Dumnezeu, că sunt multe metode, la Dumnezeu e un depozit mare de putere și noi mergem și accesăm, luăm din puterea aceea. O metodă este rugăciunea. Voi rugați-vă ca să aveți putere. Domnul să ne dea puterea aceasta. Nu mai fac încă o dată un rezumat, că l-am făcut, da? Numai că în așteptarea acestui eveniment a revenirii Domnului Iisus Hristos, cea mai eficace, mai eficientă, mai sigură metodă în care veghem și suntem atenți, îi vegherea în rugăciune. Domnul să ne dea putere și dorință de rugăciune. Amin.